Cheamă inima pe acele cărărui de țară. Acolo am visat, acolo am cântat și-am zis iubesc întâia oară. Copacii ce-mi vorbesc în șoaptă, copilăria ce m-așteaptă. Du-mă, dorule, de grabă, unde am fost copil prin iarbă, haide, du-mă, Cernavoda mea. Du-mă, du-mă, în țara doinelor. Această tradiție a început, de fapt, din 2004 la Nisipari, în care am, la sugestia doamnei directoare Ursu Maria la acea vreme, am zis să facem întâlnirea fiii satului Nisipari. Timpul a trecut, iar cu 9 ani în urmă, doamna Prodan, actualmente viceprimar al comunei, fiind director de școală, a zis, domnule, hai să facem și la Castelul. Și am început de acum 9 ani împreună să facem ediția întâlnirii fiii satului și la Castelul. Iată-ne de astăzi sănătoși la a noua ediție, iar doamna este la a doua ediție în calitate de viceprimar, adică la a cincea ediție în calitate de viceprimar, al doilea mandat de viceprimar. Noi considerăm că cetățenii Comunei Castelul merită și de două ori pe an o întâlnire sufletească în care să spună fiecare păsurile, în care să distreze și, bineînțeles, să aprecieze munca sau să ne critici atunci când facem treabă. Sigur, nu trebuie să te duci la cetățenul odată la 4 ani, trebuie să începi să faci ceea ce ai promis, bineînțeles, și în limita surselor. Dar cel mai corect este să-i respecti și atunci când ai nevoie de ei, să simtă și ei că sunt respectați. Un mesaj pentru castelan și pentru nisipăreni cu această ocazie? Să fie sănătoși, să aibă grijă de familiile lor, iar Consiliul Local și Primăria vor face tot ce înseamnă să aibă un trai mai bun, condiții, adică gaze, canalizare, apă. Suntem în slujba lor, că de-aia ne-au ales și le mulțumim. Am participat la prima ediție Nisipari, în urmă cu 13 ani, și la ediția a patra, care a fost la Nisipari, îmi doresc să facem și la Castelul, că avem și aici copii și fiii satului, care se pot întâlni o dată pe an, o zi a comunei, unde să fie veselie, bucurie și să uităm toate problemele. Care... Și ați devenit sufletul petrecerii. Sunteți organizatorul și omul care pune suflet în a realiza acest eveniment. Într-un fel am darul ăsta din altă parte, care mă ajută să mișc lucrurile în jurul meu, acolo unde sunt. Dacă faci totul din pasiune și din dragoste, ies până la urmă toate, știți? Adică n-ai gânduri ascunse și alte... Ce primesc oamenii, cei care vin aici astăzi? Au muzică, au... Eu știu, ce ați pregătit pentru ei? Am pregătit un spectacol foarte frumos și chiar niciodată n-am avut așa organizare bună. Spațiu în aer liber, care am reușit în 7 zile să facem minuni. În urmă cu 7 zile aici erau doar petroaie, da, și borduri nefinalizate. Le oferim multă dragoste, că mai departe fiecare cum își așterne așa doarme și se întinde cât îi este plapuma, altceva nu... Și respect din partea. Un mesaj pentru castelan și nisipăreni în această zi de sărbătoare? Îmi doresc ca ce am văzut în Franța, și am fost în Franța cu un grup de, în 2010, cu 48 de copii, în 2012 cu o echipă din primărie și cu dansuri populare și în 2014 am inaugurat primăria din Plescop, Franța, și am fost alături de prietenii noștri. Ce am văzut acolo, că într-o lună de zile există campanie urâtă, mă rog, adversari politici, dar după aia apele se liniștesc și toată lumea lucrează pentru comunitate. Asta îmi doresc la Castelul. Deci dacă o lună de zile uităm că suntem cetățenii Castelului, după aia lucrurile trebuie să se așeze și să lucreze constructiv pentru dezvoltarea comunei. Începe să se întâmple acest lucru în localitate. Da, spre bucuria mea, chiar începe să se întâmple și e un lucru foarte bun din punctul meu de vedere. Iată că aici la Castelul avem un model de conviețuire PSD-PMP. Treaba începe să meargă bine, în sfârșit. Cum priviți dumneavoastră din punct de vedere al PMP această relație și evenimentul de astăzi, de ce nu? Din punct de vedere al PMP-ului, împreună cu Claudiu Iorga Palas, am căutat să, din momentul în care am fost aleși, să uităm de problemele transpartinice și să căutăm să facem ceva pentru cetățeni. Aici este o dovadă și am vrut să dovedim că acolo unde primarii, viceprimarii vor și Consiliul Local, bineînțeles, se poate face ceva. Banii sunt investiți cu folos.
comunitatea are de câștigat, iar mai ales proiectele pe termen lung, adică, vedeți și noastră, se pot realiza, se pot asfalta, se pot face canalizări, școli, grădinițe, din banii existenți, dacă nu ai alte intenții. Eu văd o colaborare între județul Constanța, între municipiul Constanța și comuna Castelul. Deci, pentru că faptul că și Mișcarea Populară și PSD-ul a luat voturi în Castelul, această colaborare s-a putut să se face și pe plan județean. Pentru că colaborarea nu e numai de la Castelul, este la județ. Și văd că a început să se vadă ceva pentru cetățeanul din Castelul și satul Lisipar. Cum mi se pare evenimentul de astăzi, câteva cuvinte? Eu am venit acum 10 minute la Constanța, am avut o altă întâlnire acolo, dar îmi place, dar vreau ceva mai mult pentru cetățeanul din Castelul și satul Lisipar. Și mergem încă mai departe, tot cu colajul ăsta frumos, pentru că vreau să văd câtă lume se strânge lângă primarul dumneavoastră, Palamachia și Viridacta. Hai să vedem cine... Numai tu, numai tu, numai tu, vai fi veșnicul meu rar. Numai tu, numai tu, numai tu, dacă aș fi în rândul mea. Numai tu, numai tu, numai tu, tu ai fi aripa mea. Numai tu, numai tu, numai tu, Dona Maria mea chitrina. Iona gapas calitera, Iona gapas calitera, Don Andra suito ni dona. Don Andra muro tonagapo, Don Gidona calitera, Don Andra muro tonagapo, Don Gidona calitera. Maria me pa chitrina, Iona gapas